Și uite așa am rămas eu elegant pe bordură în fața casei, unde am întâlnit acest prieten. Ce mic! N-avem nimic de mâncare în mașină, nu? Ești foarte slab, mă, iubirea mea. Este foarte, foarte slab și cred că are coada ruptă. Nu cred că e al nimănui, măcar să-i dau de mâncare ceva, pentru că i-am simțit coastele. Dă-mi jos toată mizeria asta, mă, că ești murdar greu. Ia apă. Ia apă, nu pățești nimic de la apă. Știu că e urmă. Știu. Știu că e urmă. Hai să mai punem un pic de șampon. Că e multă mizerie pe timpurile. Putem băiatul. Doamă, și aici apă codiță. Ia uite ce mizerie este după codiță. Și aici apă lăpuță. Uite de ce mizerie este. Două curățăm și urechiușele astea. Ia să vedem. Ia. Gata. Gata, puiuță. Gata. Gata, iubite. Uite așa. Da. Gata. Gata. Uite așa. Și s-a întâmplat asta. Vă vorbesc la câteva zile distanță de filmulețele pe care tocmai le-ați văzut. Nu știu cum le voi organiza, care va fi filmarea, dar intuiesc eu așa că va trebui să mă întorc un pic în timp și să vă pun la curent cu ce se întâmplă în viața mea momentan, subiectul principal, ca să pricepeți cât de cât cronologia. Și poate auziți asta, dar pe lângă pisicotul ce ne este... nu neapărat musafir, dar care e cu noi. La momentul de față, să știți că există un muscoci imens în birou la mine. Lemo la leargă, iar eu n-am cum să-l prind. Adică, fiind muscă, este puțin dificil, așa că în cazul în care veți auzi mult pe fundalul conversației noastre, din păcate nu este în puterea mea să fac ceva. Așa că suntem 1, 2, 3, 4 pisici, o muscă și sora voastră roșie aici prezentă. Bună dimineața, fete și băieți, pornim un nou daily vlog pe care l-am lăsat un pic abrupt de când l-am finalizat pe cel de săptămâna trecută. Pentru cine nu știe ce și cum s-a întâmplat, eu am povestit acolo, am zis și pe Instagram, însă nu v-am anunțat ce am făcut mai departe, tocmai pentru că așteptam niște semne de la voi ca să pot să iau o decizie. Și o decizie a fost luată, după cum ați văzut. Motanul este momentan la mine în casă, este aici de câteva zile, am fost cu el la veterinar, i-am făcut de parazitare, momentan este pe antibiotice. Și este ușor carantinat, să zic așa, pentru că fiind un motan de pe stradă cu foarte multe probleme de sănătate și eu având alți trei în casă sănătoși, bine mersi, am fost sfătuită de veterinar și nu că sfătuită, adică obligatoriu, să-i țin separați, cumva pe celălalt carantinat, adică într-o cameră pentru vreo 10 zile, ceea ce e multicel și chiar mă doare sufletul pentru el, dar să-i țin cumva separat până când ne lămurim 100% că nu există niciun pericol pentru ceilalți. Și am primit chiar mesaje de la voi în care mi-ați zis același lucru, că nu știu dacă l-ai luat, dar în caz că da, fi foarte atentă la chestiile astea pentru că am pățit-o. Ca să le luăm așa pe rând. În ultimul daily vlog, pe final, complet neplanificat, am zis să vă duc la casa aia cu glicina pe care o pozează toată lumea. Casa aia foarte frumoasă, cu multe flori care sunt cam pe ducă, din ce am înțeles. Și aflându-mă acolo, eu habar n-aveam că acolo este o pisică, deși am văzut Instagram-ul împânzit de poze acolo, dar asta n-am mai făcut nici eu, pentru că e peste tot și e superb. Adică nu mă înțelegeți greșit, îmi place de mor, dar am zis, poate la anul când o fi treaba proaspătă, că acum deja eu mai lipsesc să fac poze acolo. Și m-am dus doar ca să vă arăt, să o văd și eu în persoană, superbă, minunată. Iar acolo era un motan, o pisică, care m-a luat complet prin surprindere și am și filmat, toate impresiile alea sunt la cald. Sărăcuțu. Foarte, foarte slab, foarte prietenos, adică el a venit, miu, cred că l-ați și auzit, el a venit înspre mine, foarte murdar, ulterior aflând că nu are nici dinți, este un motan bătrân, cu coada ruptă într-un loc,
coaste, șira spinării, simțeai tot, practic. Foarte balonat. Voi chiar mi-ați spus, postând treaba asta, niște filmulețe am pus pe Instagram, voi chiar mi-ați spus că o, sigur are și pui. Și m-au luat palpitațiile în momentul ăla, pentru că eu am crezut că e motan văzându-l așa, deși n-am stat să-i ridic coada, să verific sau să-mi pipăi ceva acolo. Și zic, mamă, dacă mai are și pui, să vezi distracție. Dar, din fericire, aș putea spune, nu era vorba de asta, ci sunt niște probleme la stomac pe care încă le are. De asta era așa de umflat în burtică, însă acum s-a mai desumflat, e mult mai bine. Îi dau și mâncare specială pentru chestia asta. Și m-am așezat acolo pe bordură, i-am adus ceva de mâncare. Mă rog, ați văzut că nu eram singură, dar un plic, i-am adus ceva de mâncare. Am văzut că mai era o doamnă care i-a adus ceva cât timp am stat eu acolo și multă lume care se juca cu el. Numai că în momentul ăla, eu văzându-l cât este de slab, de murdar, pentru că mirosea înfiorător de rău, cât de rău per total, cât de rea per total era situația, zic, băi, dacă e în halul ăsta, eu presupun că n-are cum să fie al cuiva. Adică, dacă ai un animal, nu-ți bate joc de el, așa o înțeleg. Era în ultimă fază, ok că e slab, pot să înțeleg că mai sunt pisici care așa e constituția lor, sau poate că proprietarii nu au neapărat au posibilitățile financiare ca să-l întrețină așa cum ar trebui, dar el era foarte, foarte murdar, nu că praf și mizerie, era slinos, cleios, era în ultimă fază de murdărie și mirosea îngrozitor. Iar eu am presupus, văzând chestia asta, că nu are cum să fie al cuiva. Și de asta v-am și întrebat pe Instagram, v-am întrebat și aici pe YouTube, dacă știe cineva ceva despre chestia asta, pentru că în cazul în care într-adevăr nu este al cuiva și mi-aș fi pariat viața că nu e și până în prezent rămân la părerea asta, l-aș lua, să-l duc la ei la curte, asta fiind o chestie pe care v-am zis că o fac, adică dintotdeauna la ai mei așa funcționează și am vorbit cu voi de multe ori despre subiectul ăsta și în clipurile dedicate pisicilor și prindeilor, de câte ori v-am arătat, fiind curte și toată lumea la mine în familie fiind iubitoare de animale, am salvat de-a lungul timpului de toate, câini, în special câini și pisici, pentru că ăștia sunt în majoritate pe stres și au nevoie. Dar am avut și iepuri, pești, papagal, am avut în principiu de toate. Așa încât n-ar fost o problemă, că la cât sunt acolo, unde mănâncă, nu știu, 5, poate să mai mănânce și al 6-lea. Și am sunat-o și pe mama, atunci zic că am căsut un pisoi, ce fac, îl aduc, îl iau? Și că da, sigur. Și am stat un pic, am rămas acolo, vorbind cu voi, interacționând acolo cu mesaje pe Instagram și v-am întrebat, știe cineva ceva, iar cuiva, voi în unanimitate, deci toate mesajele, toate, cred că au venit multe și de la oameni care nu sunt neapărat din București, dar au zis exact același lucru, că și dacă ar fi al cuiva, deși clar nu este, că n-are cum în halul ăla, nu merită să țină, adică să-ți bați joc de un animal în felul ăsta, să arate în felul ăsta, iar voi țineți cont că nu-l văzuseți majoritatea, adică doar din poze, doar din ce ați văzut la mine. Era foarte, foarte rău și să vedeți dacă intrați și pe YouTube la comentariile de la video anterior, că m-ați sfătuit că ial, că oricum ar fi, are nevoie de ajutor și l-am luat. Am mai stat o perioadă acolo în fața casei, după care l-am luat. L-am dus cu mașina, voi inserez poza și pe aici, a fost extraordinar de cuminte, deci nici miau n-a zis, se uita pe geam, era foarte curios, dar foarte, foarte cuminte. Ai mei, când îi duc la veterinar, în primul rând cam cușcă cutie de aia, dar s-a mai întâmplat să-i duc și în brațe. Rumbul este genul care se prinde cu gheruțele de gâtul meu, gheruțele, adică nu mă strânge, dar se prinde așa de mine și cu lăbuțele din față și cu cele din spate mă prinde, se prinde de corp și stă acolo și nu mișcă. Poirot, pe de altă parte, este isteric și la fel și Lemo, ambii se zbat, fac ca toate miselele, frică, sunt foarte, foarte panicați. El, în schimb, a fost foarte ok, curios, vă dați seama, panică, respira destul de greu, dar a fost tot un regulă. L-am adus, l-am băgat în baie, în momentul ăla, fiind camera cea mai izolată, curiozitate maximă pe toată lumea, că l-au simțit normal, erau grămadă pe ușă și încă sunt cu toți grămadă pe ușă, el la fel pe partea ailaltă, neștiind sărăcuțul ce se întâmplă. Na, l-am adus, i-am dat să mănânce primul lucru, i-am dat apă și după aia m-am pus să-i fac baie și am filmat cadrul. Adică am lăsat camera să meargă cât timp am făcut eu baie. Nu vă zic ce a ieșit de pe el, da? Nu vă zic ce a ieșit de pe el, câtă mizerie, cât praf, cât clei, câtă slinoșenie, cât jec. Deci era înfiorător de murdar și pot să înțeleg că o pisică crescută afară, evident că va fi mai murdară ca una care trăiește în casă, dar nu doar astea sunt semnele pe care le-am priceput eu clar ca indicatori că ăsta este un pisoi al străzii.
Însă a fost foarte cuminte și cu baia, a încercat de câteva ori să iasă de acolo, dar nu m-a zgâriat, n-a urlat, nu, nimic. Deci chiar foarte, foarte cuminte a fost, n-am eu una, nimic, nimic. Am avut grijă cu apă caldă, l-am spălat acolo, cel mai curat șampon pe care l-am găsit să n-aibă în el tot felul de chestii. Aveam într-o vreme șampon pentru pisici și m-am uitat să văd dacă este, dar era expirat. Și decât să-i dau cu ăla, mai bine îi dau cu unul de ăsta super curat, cel mai friendly, vegan, eco, bla bla bla. Și l-am spălat, a fost foarte în regulă. L-am întrebat-o după aia și pe doamna de la veterinar, zic, e vreo problemă? Că nu, la câtă mizerie, nu este nicio problemă. Și l-am curățat frumos și l-am lăsat un pic în baie, după care am sunat la veterinar și am fost cu el. N-am putut să filmez acolo, vă dați seama, în primul rând că eram foarte concentrată pe el și era iurea să vin eu cu camera, dar o poză mică am reușit să-i fac. I-au făcut ei de parazitare internă, externă, toate cele. Purici n-avea, se pare, dar mult, v-am zis, foarte multă, foarte multă mizerie. Și i-am făcut tot felul de analize, tot ce s-a putut face atunci, tot felul de teste din astea ca să ne asigurăm că nu are ceva transmisibil sau vreo boală gravă. Și a rămas că la o săptămână distanță, deci săptămâna asta, mă duc cu el pentru ecografii și alte investigații să ne asigurăm că e tot ok. M-a întrebat de unde e, cum l-ați găsit, zic, l-am găsit pe stradă, am întrebat, toată lumea, deci vă zic, toată lumea care mi-a răspuns la mesaj, mi-a zis același lucru, nu este al nimănui, îl vedem numai acolo tot timpul, este un pisoi care nu are stăpân și cineva mi-a zis că a fost adus acolo, deci a fost probabil la o curte cândva sau în casa cuiva și cineva l-a aruncat acolo sau l-a lăsat acolo. Ce vreau eu să se înțeleagă clar cu chestia asta? Intenția mea cu acest animal este de a-i face bine, de a-i face bătrânețea ușoară, pentru că este un motan bătrân, conform a ceea ce mi-a zis doamna de la veterinar. V-am zis, nici dinți nu mai are. Eu vreau să îi fie bine și cred că este un animal care a suferit și care a fost chinuit și care a trăit în niște condiții foarte grave, foarte grele, foarte neplăcute. Dacă va rămâne cu mine, ceea ce am toată intenția, astea s-a terminat cu el, adică va avea o bătrânețe și o viață atât cât mai are de trăit, frumoasă, liniștită, o să mă ocup personal, de asta m-am și agitat cu el și am pornit investigațiile astea și îl țin acolo și am grijă, îi dau antibiotic de 2 ori pe zi, la ore fixe, i-am luat mâncare specială, i-am pus litieră specială, i-am făcut acolo un culcuș. Nu este frig, chiar dacă este în baie, dar v-am zis că eu fiind friguroasă, la mine căldura încă merge, deci centrala la mine este pornită și în nicio formă nu suferă de frig. I-am făcut acolo o chestie, o improvizație așa, o cutie i-am adus prima dată cu perne frumos să stea la căldură, nu vrea să stea în ea, dar după ce am scos cutia, stă pe pernele alea liniștit. Și mă duc, stau cu el în baie, adică zilele astea chiar am lucrat din baie, știu cât de ridicol sună, dar am stat pe podea cu el, mi-am pus o pernă acolo, el a stat pe picioarele mele, eu cu laptopul l-am pus pe closet, efectiv, și am lucrat de acolo. Fără probleme și e foarte sociabil și iubitor și dornic de atenție. Toarce un pic. Iar mai departe sper doar să pot să-l ajut, adică vreau să-l înzdrăvenesc până când îl voi duce la ei mei. Ideea fiind, și îmi pare rău dacă nu vă interesează capitolul pisici și nu rezonați cu subiectul ăsta, îmi pare rău, o să avem multe alte chestii de făcut pe parcursul dailyului. Mergem astăzi la un eveniment. Wow! Primul eveniment la care n-am mai fost de multă vreme. Ne întâlnim cu Dariana, ne întâlnim cu Vicky, avem multe chestii de făcut, dar voiam să vă updatez cu privire la subiectul ăsta, că mi se pare important și el. Ce spuneam? Că vreau să îl fac bine, adică să-l înzdrăvenesc înainte de a-l duce în curte. Ideea acolo, la ei mei, este că sunt multe animale, v-am zis, și este un flux continuu, adică nu e o chestie, avem 3 pisici și gata, numai. Pentru că se întâmplă, fiind curte, fiind stradă, se întâmplă să plece în vecini, se întâmplă să dispară cu totul. Din nefericire s-a petrecut și chestia asta. Nu știu, sau pur și simplu să fie o chestie teritorială între ei, de asta zic că este un flux continuu, acolo sunt multe animăluțe, care evident sunt toate hrănite, îngrijite, protejate. Faimosul scaramuș, dacă vă amintiți că v-am povestit de Ermotanul, care tot așa a fost la mine, a stat câteva luni la mine, după care l-am dus la ei mei, e bine, mersi, e acolo. Dar mai sunt și situații când dispar ei, că nu i-a alungat nimeni niciodată de acolo. Fiind curte, evident că stau mai mult afară, în timpul iernii e altceva, când mai bagă în casă. Și, uite, chiar acum vorbeam cu mama și îmi spunea că, mă rog, a murit o pisică, vă povestesc imediat și despre asta, o pisicuță. Și sunt și astfel de situații, dar fiind curte și un spațiu deschis și alte pisici acolo, aș vrea să mă asigur că este 100% pe picioarele lui, adică e, da, rumbul stă pe tastatură, este puternic și e ok să fie iar în aer liber și abia după. Așa că pentru moment, până când mă asigur că e în regulă, că ies toate analizele curate, că sunt ecografiile alea cum trebuie, că i-am făcut deparazitarea, că
ce vă ziceam cu ecografia și terminăm cu antibioticele. Până atunci va rămâne deocamdată aici. O să-l scot din baie, deci nu va sta acolo pentru vecie. Deocamdată rămâne în zona aia pentru că nu vreau să intre în contact cu ai mei. Și mă apasă un pic, mă simt așa vinovată că-l văd la ușă că stă și se uită pe sub tocul și vrea și el să iasă. E curios, ăștia sunt grămadă. Chiar am avut un mic incident că mi-a scăpat printre picioare. Mamă, să fi văzut panică, să fi văzut pe ăștia cum se uitau la el. Puh. Și în general să știți că e bine când introduceți un animal nou în casă și aveți deja logic câteva, să o luați treptat, adică să nu-i puneți în comun din start. Și pe total eu sper să fie bine, sper să-și revină, pentru că am senzația că a trecut prin multe. Doctorița mi-a zis, deci jos nu mai are dinți deloc. Pa, mănâncă mai mult mâncare umedă, că nu poate nici să mestece, dar judecând după iris, după culoarea ochilor și cum l-a văzut așa, mi-a zis că n-ar avea mai mult de 12 ani. Dar nici tânăr nu e, ținând cont de problema asta cu dinții. Cred că era, ce v-am zis cu burtica, că era mai umflată, cred că este mai bine hrănit sau a fost mai bine hrănit în perioada asta, pentru că fiind glicina acolo, vine multă lume, vine toată lumea să facă poze și cei care vin, sigur l-au mai hrănit și i-au dat și de asta el este slab pentru că probabil că n-a mâncat pe tot parcursul anului, n-a prea mâncat și acum a venit multă lume și primind multă hrană, burtica evident că i s-a extins, a mărit, dar corpul lui a rămas la fel de slab, nu este suficient ca să capete un pic de cărniță pe oasele alea și nu știu exact de la ce a avut problemele astea, dar mi-a dat mâncare special de aia, Royal Canin, Gastro, nu știu de care. I-am dat, are și bobițe, are și mâncare umedă, bobițele nu prea le mănâncă și din ce am văzut are niște probleme cu excreția, adică caca. Caca ce iese mai mult într-o formă lichidă, are diarie, a și vomitat, de câteva ori posibil să fie de la antibioticele alea pe care îi le dau. Sap acolo sărăcuțul, dar de multe ori face pe gresie și în fiecare zi e o distracție de asta pentru mine cu șervețele, ia, curăță, stai cu el, vorbim. Na, deocamdată e ok, adică situația este sub control și o să-i fie și mai bine pe mai departe. Încă o dată vreau să zic, dacă știți ceva, că e, nu știu, m-ar durea rău să-l dau înapoi, nu doar, adică ăsta e cel mai puțin important aspect din investiția financiară, că sunt și alea, au costat destul de mult și analizele alea și urmează să-i mai fac și mâncare și toate cele, dar nu despre asta e vorba, m-ar durea destul de mult pentru că dacă așa a fost îngrijit până acum, practic s-ar întoarce la ceva rău și eu nu vreau asta. M-a atins foarte mult, m-a impresionat foarte mult văzându-l acolo așa slab și chinuit și amărât și de asta l-am salvat, cred, sau asta încerc să fac cel puțin, ca să-i fie mai bine pe viitor. Dacă l-a avut cineva și în halul ăsta l-a întreținut, nu știu, nu cred că e, ca să mă exprim în termeni atenuați, nu cred că e cel mai bun lucru care i s-ar putea întâmpla unui animăluț, unui suflet până la urmă. Așa că sper să nu fie cazul, dar dacă e, nu știu, cineva care îl revendică sau așa, o să văd cum o să gestionez situația. Nu are niciun fel de chip, că am verificat de când l-am luat, am verificat și la veterinar, nu are absolut nimic și, cum am zis, mă foarte, foarte îndoiesc că a aparținut cuiva, cel puțin la momentul de față, judecând după starea de sănătate foarte proastă, după murdărie, cleioșenie, lipsa denturii, coaste și așa mai departe. Vă duc să-l vedeți. Dacă vreți, deși am luat deja câteva cadre cu el și în câteva zile urmează să mergem la veterinar. Nu știu dacă ne prinde vlogul ăsta, dar o să vă pun la curent și cu povestea de față. Asta ar fi deocamdată subiectul fierbinte al momentului. Dar voiam să mai povestesc câteva chestii cu voi, după care cred că ne vedem la oglindă, că v-am zis. Astăzi va fi un eveniment Oriflame. Un eveniment cum n-am mai fost de... Bine, la eveniment Oriflame nu cred că am fost niciodată până acum. M-au invitat și pe mine, dar n-am mai fost la un eveniment din ăsta cum se făceau acum niște ani de... Nu mai știu să vă zic, de când a fost cu pandemia. S-a petrecut într-adevăr unul anul trecut, dacă țin eu minte, a fost o chestie cu Jo Malone, dar n-am filmat nu nimic, adică eram atât de ruginită și ieșită din mână cu chestia asta, că nu, nici nu știam cum o să fie pe acolo. M-am dus doar, am făcut act de prezență că fusesem invitată și m-am dus, a fost ok.
dar n-am mai filmat și poate mi-ați urmărit vlogurile de acum niște ani, de dinainte să înceapă pandemia și ați priceput așa cam care e mersul cu evenimentele astea. Adică, nu știu, se lansează un produs, apare ceva, e o conferință, chestii din astea care se întâmplă în lumea online-ului la care invită cei care organizează, nu știu, oameni de presă, blogger, vlogger, influencer, cum vreți voi să ziceți. Și asta se întâmplă foarte frecvent acum niște ani, apar pe daily vlogurile mele constant. Numai că de când cu pandemia, odată că s-au tăiat toate, după care au început ușor, ușor, ușor să mai miște. Chiar au mai fost câteva cu câteva, au mai fost câteva cu câteva. Recent au mai fost câteva, dar nu m-am dus, că n-am putut și să fiu sinceră, nici dispoziția n-am avut-o neapărat. V-am zis, perioada foarte bizară în cazul meu, o situație foarte complicată. Dar acum o să mă duc și mă duc cu Dari, mă duc cu ea, ne vedem mai devreme, ne vedem cu o oră mai devreme, mă duc, o iau, după care o să mergem împreună acolo și am zis să stăm și la o cafea odată ce se termină. E vorba de o lansare a unei noi game de cosmetice și produse de îngrijire și din ce am înțeles se va ține la Selfie Museum. Habar n-aveam că există așa ceva în București, deci un muzeu al selfie-urilor. Nu știu cum e, o să vedem, cred că o să fie interesant. Mergem împreună acolo și după amiază v-am zis, mă văd și cu Vicky, că ar trebui să mă văd și cu ea, urmează să aibă și ea o călătorie în viitor apropiat și am zis să ne întâlnim până atunci ca să ne intersectăm cum trebuie, că e viața asta așa super agitată. Deci în principiu ăsta ar fi planul, sau mă rog, atracțiile principale pentru ziua de astăzi și nu știu cum a reușit, dar am niște tuși pe mână, ceea ce mi se pare foarte bine. Vă duc acum și ca să-l vedeți. Ah, v-am zis ce nume i-am pus? I-am zis Eugen. Eugen i-a rămas pentru că l-am găsit pe strada Eugen Botez. Mă bate gândul să-i zic Eugen Botezatu. Da, mare creator de modă pisicească, dar cred că va rămâne doar la Eugen pentru moment și o să vedem pe mai departe. Așa că stați un pic să iau eu camera, vi-l arăt și după aia încep să mă pregătesc și ne vedem la oglindă să vă spun și cu ce m-am îmbrăcat și ce am făcut. Ia, hai să văd conasul Eugen, Eugen! Doar că până ajungem la conașul Eugen, uite-l pe conașul Rumbu, care doarme bine mersi cu căpățâna pe tastatura mea. Ce faci, grasule? E grea viața? Tu n-ai treabă. Tu n-ai treabă, pufoșule. Tu stai în casă la căldură, ai mâncare, ești un răsfățat. Doamne, doamne, ți băiat. Grasule, ce faci un băiețel cu nasul groz? Ce faci, Eugen? Ce faci tu? Ești cu minte? Hai să te vadă fetele și băieții. Hai să te vadă fetele și băieții din Valea Bancii, băiat frumos. Doamne, doamne, măcar nu mai miroși așa urât. Da, după ce am făcut baie, a dispărut mirosul ăla, cu toate că va trebui să-i mai fac baie încă o dată, că a mai rămas pe el. Dar în majoritate s-a dus multa mizerie pe care o avea și nu știu dacă a prins camera, l-a filmat, dar curgeau zoaie de praf, de noroi, de o mizerie înfiorătoare avea pe el și stă cu mine. Ia, l-auzit? Sper să nu mi se vadă șamponul uscat din păr, că am o groază, fiind păr de a doua zi. L-am spălat, l-am coafat, au fost ieri niște bucle, dar cam asta a mai rămas, adică s-au lăsat cât de cât acolo. Și nu vreau să spăl 2 zile la rând, așa că mergem cu batist, tutună de batist, claie de batist. Însă, îmbrăcată, echipată, cu rochiți, pe piciorul gol, fără jachetă, se anunță 20 și multe grade, în weekend chiar 30. Așa că pot să fiu bucuroasă și încântată că a venit în sfârșit vremea piciorului gol și nu mă mai întorc la cizme, ciorap groși. Deși am purtat zilele astea și am și făcut niște poze frumoase pe care cred că o să le vedeți curând pe Instagram. Așadar, ce portă sora voastră roșii? Asta este o roche ASOS pe care am luat-o însă din Minipri, la preț foarte bun, 50 ceva de lei am dat pe ea și chiar am văzut că e colecția actuală, adică o găsiți în magazine, în ASOS, adică în magazinul online, am găsit-o pe site și e disponibilă, doar că acolo costă mai mult. Nu știu cum le fac, cum le învârtă ăștia de la Minipri, dar eu am dat vreo 50 de lei pe ea și e frumoasă tare, tare. Are fustă plisată în partea de jos și culoarea e un pic mai închisă. Am ceva pe ea? Da, cred că e o chestie. O scamă. Culoarea e un pic mai închisă, e un blămarin un pic mai închis pe care mi-l spălăcește însă camera. Cu broderia asta frumoasă, era aici în zona taliei, are un detaliu așa de cupat, se vede o fâșie de piele și dacă vedeți am dantelă și în zona pieptului. Poșeta este de la H&M, de anul trecut, sau de acum 2 ani. Vă aminti sigur dacă ați mai urmărit daily vlogurile mele, că o tot scot în fiecare an. Și am fost inițial tentat o să iau pe aia din spate, dacă o vedeți, numai că este prea mică pentru tot ce am eu decărat azi, așa că rămân cu asta. Iar în picioare sunt niște espadrile de la Zara pe care chiar le găsiți în magazin, că sunt și ele colecție proaspăt. Sunt super, super confortabile și știți că eu vara trăiesc practic în espadrile și în talpă ortopedică, așa că
Bucurie maximă iarăși. Brățările sunt de la Mini Print și cam atâta. N-am altceva. A, niște inele aceleași pe care le port întotdeauna de la Andreea și, nu știu, ceva. O tinichea oricum, că eu nu prea port pietre sau metale prețioase. Este sauna în Mirciulică, 31 de grade, bobiță. Afară n-ar fi, dar aici mă prăjesc, mă scurg, știți cum sunt, da, o să mi se scurgă fața până la finalul zilei, o să mă scurg cu totul. Dar am vorbit acum cu Dari și mi-a zis să vin la acea cafenea din Cotroceni, cafeneaua, talent, cafeneaua care se numește Le Petit Bœuf, Bœuf sau Bœuf, mie îmi place să-i zic Le Petit Salat Bœuf, acolo. V-am dus, cred tot cu ea eram, că ea m-a învățat cum funcționează treburile. V-am dus anul trecut după ce fusese noi pe la Târgul de Vechituri. Și mă, fetelor, niște focus, mulțumesc. Și măi, fetelor, chiar cred că ar cam fi cazul să mai dăm noi o tură, o fugă pe la Târgul de Vechituri. Că n-am mai fost, bobiță, n-am fost nici în călătorii. Ultimul a fost ăla din Barcelona, unde am și filmat, ați văzut dacă ați urmărit vlogul de călătorie. Dar în rest... nada de nada, în Nisa n-am fost, nici n-am prea avut neapărat dispoziția, că v-am zis călătoria aia, dacă n-am făcut eu vlog, n-am avut nici de Târgul de Vechituri. Este cineva pe avari, să înțeleg, ala, normal, banda blocată, e foarte frumos la București. Deci n-am mai fost la târgurile de vechituri, cu atât mai mult la astea din București sau, mă rog, din România, de... În 200 de și pe România mă refer la București sau Buzău, nu, că nu sunt eu vreo... vine să zic mondială, vreo locală, vreo localnică, vreo... nu merg chiar atât de des. Benzină mai am, că cred că ar cam trebui să mă duc să piun. Pentru că rezervorul meu pare că mai are un pic și ajunge pe roșu. Așa că vom vizita un... ce găsim? Un mall, un OMV, nu știu care e primul care mi iese în cale. Mergem să punem benzină. Și după aia, v-am zis, mă întâlnesc cu Daria acolo la cafeluț. Cred că stăm întâi la cafea și după aia mergem la eveniment. Că în cazul în care lucrurile funcționează așa cum era pe vremuri, acum câțiva ani când mergeam des, eu fiind de principiu punctuală, cum v-am zis, am chestia asta cu punctualitatea, ajungeam mai mereu printre primii. Au mai fost și excepții, dar în general ajungeam printre primii și nu vine nimeni la ora la care se deschide efectiv, adică toată lumea vine un pic mai târziu. Și tăteam pe acolo, miloagă, adică mai lipsea să... mamelor din lume întreagă. Așa că astăzi cred că vom evita acest aspect și mă întâlnesc cu ea. Stăm la cafea și după aia mergem într-acolo, că oricum e aproape. Din ce am văzut eu, Selfie Museum ăsta ar fi undeva pe la universitate, deci central așa, o să fie bine. Și cu Vicky mă văd după aia la o cafenea unde a zis ea că mergem o seră, parcă sera Eden, parcă așa, dacă am greșit o să corectez pe aici, dar asta o să fie un piculeț mai pe după amiază. Nu pot să virez la dreapta prietenă pentru că eu trebuie să mă duc să alimentez. Nebun! Da, stați așa că mă duc. Nu mă las ăștia să filmez la benzinărie, să știți că am mai avut eu niște tentative, dar m-a luat un nene, de câte ori am încercat, m-a luat un nene, că n-aveți voi. Gata, boss, mă pot pe lăsa, stai liniște. 800 Hai, de metri, să mergem. Virează la dreapta. 800 de metri, da, și alimenta și eu. Mi-a luat Daria aici cafeluță și Daria are și niște unghii foarte interesante. Arată. Trebuie să mi le fac, nu? Sunt crescute? Da, de ce? Mult, dar de vreo lună le-am așa. Ești pe veselie, cred că îi plac serenei maxim. Dar le fac verde, da. Le fac aruchea, da. Parcă așa? Închis, da. Asta e blomarin mai degrabă, e un albastru, da, așa. Da, le fac. De ce? Vă ziceam. Da, dar eu pe roz o țin de, cred că de 3 luni, numai așa mi le fac, nu mi-a făcut roșu deloc anul ăsta, nu știu de ce. Super. Sunt o plictisitoare. Uite, Petit Salat Bœuf, ce vă ziceam, ăsta este, dacă vi-l amintiți. Bine, vă aduc și niște, sunt roșuțe drăguțe. Ți-ai luat și maimuțele astea? Care? Da. Mamă, nici că-ți dați cu zahăr. Da, ăștia cred că sunt de aia, buni să-i mănânci. Vis. Și casa? Aia, casa e de sărmani, carsonieră confort 3. Câtă trandafire. Ăștia miros? Nu așa de tare ca aia roșii. Da, ia puțin. Uite ce frumos e asta, are așa marginile frumos, da, cu roz așa. Când stați frumos sunt și eu mai devreme. Oh, super. Ce frumos sunt. În intersecția asta de la cafeneaua unde e salata Bœuf, este casa foarte frumoasă care a filmat Dari mai devreme, trandafirii. Sunt niște
tufișuri, nici nu știu cum să le zic, pe fiecare parte, tufe, da, 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 pe fiecare parte, cu trandafiri galben, roz, roșii, foarte, foarte frumos și miroseau atât de bine, trebuie să minunați dacă vreți să faceți o poză de excepție și senzație. Aici e locul și acum sau e... dacă vreți să-i mâncați pe aia roșii. Da, nu s-ar putea să supere proprietarii, da. În rest arătau foarte bine. Și ne băurăm cafeluțul, așa că mergem într-acolo, înspre Selfie Museum și să sperăm că găsim și un loc de parcare, pentru că zona în care mergem este destul de periculoasă din punctul ăsta de vedere. Ăștia la bancă să le blocheze, dar oricum a fost panica aia și mama era super neliniștită pentru că are o vârstă și... Muzeul, că nu știu unde e, Selfie. Și că e la 2 minute. Muzeul Selfie. Mă gândeam la Muzeul Simțurilor. Nu, ăla e acolo. E la Happy, da. Vreți să serviți un trebuie să conducem. Vreți să lăsați geanta? Nu, 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 e ok. Ba, da. Ba, da. Bună, să mă simți. Vai, nu credeși ce mă... Ba da, chiar eu! Păi vin tine și mă leau cu tine și zic, vai, ce n-aș da să vină și Andreea, dar nu credeam că... Da, am zis că vin, am zis că vin! Dar Iana, prietena mea care mă ajută cu... Da, știu, mă, știu! Bună ziua, bine ați venit, Andreea, de la Oriflame sunt! Da, să știi că nu a venit, adică nu... A, nu, că nu, nu făceam grijă! Hai să-ți place? În partea asta? Îndreapta? Haide, hai să vedem! Hai să vedem aici, dacă e mai liber. Uite ce frumos! Să faci și noi poze pe aici acum. Ce dare, ce floricele, ce nebunele. Am plecat de la eveniment, de la Oriflame acolo, unde era super, super colorat. Deci, vată de zahăr, gogoși pe pereți, înghețată. Am făcut poze, am luat și câteva produse să le testăm, să vedem acasă ce și cum care-i treaba. Și am fost drăguță, așa, nu cunoșteam pe nimeni. Deci, nimeni, de asta nici tu, dar ei, din ce știu, nu? Dar a fost drăguță. Mirează la dreapta. Da. S-a auzit asta, Waze-ul meu. Ceva ce n-am mai făcut de multă, multă vreme. Și ne-am încărcat acolo cu un pic de energie, culoare, toate cele. Și am zis acum, pentru că mai am ceva timp de pierdut, mă văd cu Vicky la 4 și avea 2. Nici Darin n-are treabă neapărat acum. Și am zis, hai să mergem să mai bem ceva, să ne mai plimbăm, să mai vorbim, să mai povestim, mai punem țara la cale, că n-am mai făcut de mult asta. Așa că ne aflăm momentan în Floreasca, parcate relativ departior, de un restaurant pe care nu mai știu dacă l-am menționat în discuțiile mele cu voi, care se numește Samsara. Samsara ăsta e din Cluj, zice, știu, în Cluj. Hai că poate tace. Deci prima a fost în Cluj și eu am aflat de ei acum niște ani. Am mâncat la ei odată în Cluj, mi-a plăcut și după aia am uitat. Și anul ăsta și chiar și de anul trecut i-am redescoperit. Dar n-am mâncat niciodată la restaurant, adică la ei, să merg în incintă. Așadar, vă ziceam, deci am tot comandat acasă pentru că au mâncare foarte ok pentru mine și foarte gustoasă. Și acum vorbeam cu Dari, unde să mergem să fie ok pentru amândouă. Și am zis, hai să mergem la Samsara, că nu am fost niciodată. Și restaurantul se află în Floreasca, așa că mergem împreună, dragii, din Balaban, mergem să vedem cum este la restaurant, la Samsara, aici în București. În Cluj am fost, foarte mișto, mâncare foarte bună. Dacă aveți ocazia, recomand.
am dat limonadă cu vișine și cu soc. E asta? Vișine și soc? Da, vișine și soc. Și ia să vedem dacă e bună. Cineva face poze acolo cu unghii frumoase. Filmez, scuză-mă. Și uite, cam așa arată terasa. Avem muzică, sper să nu se supere YouTube că se aude muzica asta în capul meu. Da, ia Daria, zic prea. E bun? E bun, da. E dulce? Nu. Da, nu e dulce deloc. Dar e bună, e răcoritoare. Că m-am încălzit de la căldura asta. Bate vântul, ceea ce ajută mult, dar oricum sunt 30 de grade ca popa, se simte cum arde soarele pe piele, deci se pesuie tătuțele, cred că și pătălc trebuie dat. Neapărat. Da, e bun, decent, merge. Și acum am dat salata. Să vedem. Să vedem, mă văd eu de pământă. Ne venim în Carea și arată atât de bine salata asta a mea, că mi-e și milă să o mănânc. Dar și-a luat acolo pastele alea bune despre care v-am zis. Ah, și cu roșii uscate, da. Am uitat de roșiile uscate. Super bune sunt alea. Iar asta este salata cu tofu, afine, floricele de alea drăguțe, rucola, nu știu ce e pe acolo, și ananasul rumenit. Deci nu știu ce gustare, că n-am mai luat de astea până acum, dar pentru aspect. Și uite și sosul. Nota 10. Ia uite. Mi-e milă să intru în ea. Dar chiar nu sunt. Din cafele în cafele am ținut-o astăzi, cafele. Poate impropriu spus că acum am ajuns în partea asta altă să mă văd cu Vicky. Și zic impropriu pentru că s-a dus ea să ia ceva de băut și am zis că bem niște smoothie-uri. Și muncește față. Mamă. Dar sunt impresionată că încă mi-au rezistat semibuclele astea, ce Dumnezeu ori fie ele. Încă mă accentuează cearcănele lumina asta. Deci mi se pare că sunt mai pronunțate decât în viața de zi cu zi. Camera vanță că denaturează mult. Însă, uite, ce vreau de fapt să vă arăt este locul, Sera Eden se numește și astăzi cred că mi-am făcut datoria pe săptămâna asta și cred că și pe săptămâna trecută sau, mă rog, vă scot mai mult din casa asta, vreau să zic că vin cu mai multe recomandări din astea de ieșit. E foarte frumos locul ăsta, mi-am luat un pic să-l găsesc pentru că nu știam exact unde să mă duc, am și parcat aiurea, ora este ceva de vis, am lăsat-o pe Dari, unde mi-a zis ea să o las și am venit în coace. Și e cam după amiază așa, adică exact perioada când iese toată lumea de la muncă, așa că este plin Bucureștiu, dar e tare, tare frumos aici, nu știu dacă auziți, simțiți, dar nu mă aud decât eu, păsărelele și oamenii din jur, e fără gălăgie, ceea ce mi se pare minunat. Și tot așa, să întorc camera să vă arăt și clădirea frumoasă, că e o, nici nu știu ce e asta, o casă, ar fi o casă din aia veche, cum îmi place mie. Ia uite. Și cred că se poate sta și acolo, că oamenii aia sigur sunt clienți, partea de sus, iar încoace. Suc. Cu scaune. Aici stăm noi, la masa 25. Și m-am întâlnit acum cu Vicky și a făcut o prostie. Mi-a cumpărat cartea, pentru că i-am împrumutat-o eu acum ceva timp. I-am împrumutat Maestru și Margareta, pe care v-am recomandat-o și vouă. E o carte foarte bună. Și pisicile ei mi-au mulpăit-o, au amestecat-o undeva pe la colțuri. Dar pe mine nu mă deranja, că rămâne amintire în principiu. Însă a vrut ea să fie fata salon și s-a dus și mi-a recumpărat-o. Mi-a înapoiat acum în variantă nouă și a păstrat-o ea mai mulfăită. Dar da, dacă aveți ocazia și n-ați citit-o încă, recomand, e o carte foarte bună și cred că ar trebui să facă parte din bibliografia oricui pe lumea asta. Și e vremea foarte, foarte plăcută și mă uitați, vezi ce lumină faină, deci mă bucură și mă încarcă cu energie maximă. Mi-a fost frig o secundă astăzi și sunt bine încă și cu picioarele, deși să știți că am mers puțin, că n-am prea parcat aproape, cel puțin acum când am mers să mâncăm, n-am prea parcat aproape deloc. Dar după ce termin aici, chiar mă duc acasă și ne uităm și la produsele alea, că mi-au dat un pachet acolo după ce am plecat de la Oriflame și cred că mi-a venit și o comandă, mi-a venit o comandă de la Reserve pe care cred că ar fi bine să o desfacem împreună, să vedem ce avem acolo. Că am adus niște chestii noi frumoase, le-au băgat pe site zilele trecute, mă rog, și am plasat și o comandă și cred că a venit, cred că e undeva lăsată la vecină. Așa că mă duc, o iau și ne ocupăm și de asta mai încolo. Și când m-am dus la asta, am folosit piculețul, atât de bine a fost. Cu CC Cream-ul? Da, atât de bun a fost și astăzi m-am dus să mi-l iau. Am căutat peste tot prin, cum îi zice, prin Douglas, mi-au zis că n-au. E? Douglas am fost sau Mariano? Nu mai știu, am fost mai multe chestii. Uh-huh. Păi nu, Sephora are. Și m-am dus la Sephora și l-am luat acum. Și pe ăsta că a apărut numărul 9 și am zis să-l încerc. A, o la Plexu? Da.
Gata, am lăsat-o și pe Vicky și mă duc și eu în sfârșit acasă. Evident că mi-am calculat prost planul pe ziua de astăzi, că mi-a luat mult mai mult. Și acum cred că o să mă culc foarte târziu la noapte, pentru că am de lucrat de nu-mi văd capul. Super multe chestii trebuie să rezolv astăzi, dar important este că o să le fac de acasă, din confortul propriei mele căși. Sau, mă rog, căși căreia îi plătesc chirie de multă vreme ca să pot numi propria mea casă. Vreau să fac un duș, să mă descalț, să dau jos hainele astea de pe mine. În cea faptul că nu m-am murdărit propriu-zis, dar sunt de foarte multe ore plecată și e senzația aia de murdărie, de praf, de transpirație, mai nu, pe care chiar n-am mai experimentat-o de multă vreme, adică în temperaturile reci pe care le-am avut n-a fost cazul. Dar da, e bine, chiar nu mă umple de energie. Soarele ăsta așa crește bună dispoziția din mine maximum. Am mai băut un smoothie, acum n-am mâncat, că deja eram full de la salata aia. O combinație super interesantă, aia pe care am mâncat-o când am fost cu Dari la Samsara. Foarte interesantă combinație, nu m-aș fi gândit niciodată să pui afine cu rucola, cu tofu și cu ananas prăjit în același castron. Ciudat, nu? Dar era o perioadă când chiar experimentam tot felul de chestii din astea de preparate, salate ciudate și boluri. Adică un castron care pui tot felul de torocale, cum îmi place mie să le zic. Băi, ce faci, mă, grasile, mă? Te-a fost dar de mine? Te-a fost dar de mine, mă, păpăți? Grăsanele, râmbrachis. Hai să vă arăt cu ce m-am întors înapoi în bârlog, că sunt pe pădea, pe covorul nostru clasic, cu punga și cu pachetul de la Reserve, dar să-l desfacem împreună. Da, hai să începem așa, părând, să vedem ce și cum am dat aici de la Oriflame. Au fost pachetele din astea, cum se dau la fiecare eveniment, pachetele goodie bag-uri se numesc. Aici cred că e, cred că e o bentiță din aia de pus pe căpuc, când te speli pe cap, ca să îți țină părul departe, să nu-ți intre în, mă rog, ciorbă sau în ce faci tu acolo, creme, mușchi și alte alea. Da, și e dintr-un material foarte fin și plăcut. Ce scrie pe ea? OMG. Foarte drăguță, e moale așa și pufoasă. Mulțumim. Frumusețea vorbește, frumusețea unește. Vedem ce mi se zice. Draga noastră, te invităm să te alături campaniei noastre care pornește de la experiență prin care am trecut aproape toate. Lupta dintre tinerile de azi și femeile mature care nu țin pasul. Aceeași poveste cu fiecare generație, fiice și mame, eleve și profesoare, nepoate și mătuși care se critică reciproc pentru alegerile lor. Așa, conversație deschisă, care ne aducem împreună în loc să ne dezbine. Bine venit în cea mai frumoasă conversație, cea care ne unește. Ok, interesant conceptul și aici fiecare vârstă are ceva de spus despre frumos. Da, știu chestia asta, că le-am mai văzut. Sunt niște, uite, poate facem asta într-un video viitor. E un joc. Fiți atente, deci invită pe cineva la conversație cu acest joc. Sau atenți, dacă avem și băieți. Sunt niște cartonașe din astea simpatice, cu tot felul de întrebări. Și ai pe spate, uite, chestii din astea. Ce produs de îngrijire nu-ți lipsește niciodată din geantă? Sau, ce imperfecțiuni maschezi și pe care le accepti și le porți la vedere? Sau, de la cine ai învățat primele noțiuni de îngrijire? Machiajul fără o îngrijire corectă a tenului e ca și... Sau... Ce înseamnă pentru tine un ten perfect? Și tot așa, sunt mai multe întrebări din astea, foarte drăguțe, mi se pare simpatică tare ideea. Mă duce cumva cu gândul la acele taguri pe care le făceam cu toatele când am început pe YouTube acum niște ani. Erau super la modă și toate fetele care făceau YouTube făceau taguri de genul ăsta și răspundeam la niște întrebări simpatice. Era o chestie ca un oracol, dacă vreți, dar ne cunoșteam un pic mai bine. Și poate ar fi o idee interesantă, măcar într-un daily, dacă includ o chestie din asta. Să-mi ziceți cum vi s-ar părea, dacă v-ar plăcea ideea. Aici este catalogul de la Oriflame. Uite, și asta este gama, lanturile ăsta. Și aici este cutia cu produse. Care? Ce conține? Ia uite ce drăguț. Hey there, I'm your glow up kit. Așa, cartoline. Acțipilde, perfect. Acțipilde? Minunat. Mulțumim. Și aici ar fi o dată skin retoucher. Ia să vedem ce ești tu, prietene. Face primer. Încerc un focus acolo. Deci ăsta ar fi un primer odată. Aici ar fi vorba despre un cleanser de față. Ăsta ar fi un toner, din ce înțeleg eu, în formă lichidă. Iar în partea asta, la alta, am avea, ce ești tu, un gel cremă. Și între timp, în cazul în care credeți că unboxing-urile astea se fac așa de capul meu, nu, rumbul monitorizează atent, chiar dacă stă el cu spatele, este foarte perspicace. Grasă! Ca să știm o treabă. Și acum hai să vedem cu Reserve-ul, pentru că a ajuns pachetul. Multe chestii n-ar fi, dar am intrat la ei pe site după ce am văzut la...
pe la Sandra, la Sandra Bente. Mă uitam și a pus Sandra ceva, că Sandra lucrează cu ei, și a pus ceva, o postare care avea un fel de top, sutien, o chestie din asta cu lămâi. Și era un contrast din ăla de tip faianță, îmi place mie să zic, cu albastru, cu galben și cu alb. Foarte mișto. Și când am văzut aia, zic, stai așa, că eu de ce nu știam de chestiile astea, de ce nu le-am văzut până acum la ei pe site? Și am intrat și am văzut că aveau și pantaloni. Și pantalonii nu mai erau disponibili în măsura mea, dar bluza era. Așa că mi-am luat-o și eu și am mai găsit câteva chestii drăguțe pe acolo. Iar Reserved, din fericire, are o politică de retur mult mai ușoară decât H&M-ul, care este, v-am mai zis, moartea. Deci decât să returnez ceva la H&M, eu cel puțin, cum ar zice bunica mea, mai degrabă îmi bag un băț în punt. E mai ușor și mai plăcut. Dar la Reserved te duci cu ele ca la Zara. Deci le-ai comandat online, te duci cu ele în mână, le-ai lăsat, vă pupă mama și intră banii imediat. Așa că, hai să vă arăt ce mi s-a părut mie drăguț ce am luat de acolo. Am luat odată tricou ăsta, care să știți că mi-amintește mult de coperta unei cărți. Nu mai știu unde e. Aveam o carte, dacă o găsesc cu ministere sau notez pe aici, care avea o copertă exact așa, cu un pahar din ăsta de martini și cu o cireașă sau măslină, nu mai țin minte ce era. Dar mi s-a părut tare drăguț cu fontul ăsta, vedeți că este cumva scris de mână, caligrafic, iar în partea de jos scrie A Light Summery Twist on Manhattan. Mamă, știi ce bine era seama mea? Minunat. Și mi-am luat XS, dar ca idee mie pare mai degrabă un S. Știam că vor fi super oversize, deci am zis că mai bine le iau în cea mai mică măsură, pentru că mi-e plac un pic mai ajustate pe corp tricourile. După care l-am luat și pe ăsta, la fel, 39,99, uite ce drăguț e și scrie pe el Bubble acolo. Foarte simpatic și m-am gândit că sunt foarte de vară, pentru că e combinația asta de dungi albastre cu alb sau culori deschise și mi se par ideale în perioada în care ne aflăm. Ăsta este sutienul de la, sau sutienul, mă rog, nu e sutien, e topul de la care a pornit toată socoteala. Vedeți, e o chestie din asta pe care o prins, uite așa, știi? Țaca-paca și aș vrea, dacă apar și pantaloniți, apară și măsura mea ca să am set complet. Deci mă duce cu gândul la Grecia, la Italia, limoncello, faianță din aia, pereți din aia foarte frumos și e vară pentru mine, vară 100%. Și o chestie din asta mă gândesc că pe plajă ar arăta super bine. Mi-am luat XS și cred că am făcut bine, că la cum văd eu așa, cred că o să fie la marele fix. Deci în felul ăsta arată. Foarte bine am făcut că am luat XS-ul. În felul ăsta se așează pe mine, nu trebuie nicio formă sutien sau altceva, că el este un sutien în sine. Și ideea ar fi să-l porc ceva pe deasupra, dacă va fi să-l porc prin oraș, cu toate că îl văd de plajă mare, vacanță, dacă va fi să-l porc prin oraș, dacă îmi iau ceva pe deasupra, cred că o să meargă numai bine. Altfel, în felul ăsta se prezintă, o să așează super, n-are fermoar sau ceva, pur și simplu îl tragi pe tine. Și ăsta ar fi varianta de XS. Iar ăsta ar fi rumbul care s-a așezat pe dosatură. Am mai luat ceva ce îmi doresc să am ca set. Tot așa răsfăim pe site. Am văzut o combinație interesantă și înțeles pe aici imaginea ca să înțelegeți, cu un top, adică chestia asta pe care o veți numi sutien dacă vreți și nu vă condamn, o jachetă bolero și o fustă scurtă. Fusta pe mine nu prea mă avantajează, în sensul în care m-am uitat la ea și cu toate că mi se părea că arăta foarte bine în combinație cu celelalte, am eu așa în interiorul meu această senzație că nu o voi purta, pentru că e un model pe care eu nu-l port. Chiar dacă îmi place cum arată pe model, știu că pe mine n-ar arăta bine. Așa că am stat departe și mi-am luat doar topul, vine să zic bluză, dar nu-i bluză, pentru că doar asta era disponibilă, dar jacheta care vine la set este superbă și nu am un stoc la momentul ăsta, scrie acolo că în curând urmează să apară sau ceva și aștept să apară ca să-mi iau și pe aia, că în combinație cele două, sunt foarte obzeciste cu umerii, așa foarte bufant și mie știți că îmi place să fac asta, îmi place să port umeroi din ăia imensi. Și am luat pentru moment doar ăsta, care sper să nu fie mare, ce măsură mi-am luat, 36 am luat pentru ăsta, dar așa că probăm acușuca. E o diferență serioasă de calitate între ăsta și celălalt, în sensul în care materialul ăstuia e mult mai zdravă, mai solid, e un fel de brocart, o chestie mai țeapănă, mai rigidă puțin, el e de mai bună calitate, asta clar. Dar, nu știu dacă e ce trebuie, ce părere aveți. S-a lăsat și voi în comentarii dacă vi se pare că ar trebui ceva returnat sau, nu știu, vedeți o chestie dubioasă. Nu sunt foarte convinsă, adică poate în momentul în care pun și jacheta pe deasupra după ce o apărea, mă lămură singură, dar așa cum îl văd acum, nu știu, parcă nu e chiar 100% flatant cum mi l-aș fi dorit. Eu îmi spune că aici mă turtește un pic. Astea fundele le-am legat eu cum am putut. Altfel, ele foarte frumos cu rozul ăsta, așa, combinația cu verde, îmi place mult de tot. Și evident, purta cu ceva cu talie înaltă, acoperită toată, că nu facem pornoșaguri, în ce mă privește. Dar, nu știu, parcă e ceva ce mă reține. Ce părere aveți? Mi se pare, este încă pocul meu. Ziceți voi, vă să-l întreb și porumbul acum. Și mai e o singură chestie, piesa de rezistență de altfel. Sper să fie.
Mi-am luat și o roche cu portocale, pentru că, în general, pentru mine citricele, tot ce înseamnă mandarine, lămâi, portocale, pomelo și așa mai departe, egal vară. Iar imprimeurile de genul ăsta, uite, așa mi-am amintit de o față de masă pe care o aveam când eram copil și am rezonat maxim când am văzut asta, parcă, dar nu cumva pe asta puneam noi farfuriile cu ciorbă când eram mică? E, cam da, cam de acolo. Dar mi s-a părut foarte frumos imprimeul, uite așa, și o roche lungă pe care imediat o îmbrac și ne vedem la oglindă ca să vă arăt toate socotelile cu pricina. Frumix, nu? Bănuiesc că ne place. Aici m-ar fi încântat dacă era nițeluș mai mult material, ca să nu urmeze perfect așa linia șoldurilor, să fi fost nițeluș mai t, dar asta probabil implica niște costuri mai mari, că era material în plus și da. Dar e frumoasă, oricum. Ca să vă faceți o idee, pentru 1,64 cam așa vine, e undeva deasupra gleznei. Și categoric am nevoie de tocuri pentru ea. Deci, bine, poți să porci cu balerini și cu chestii cu talpă joasă, dar cred eu că un toc. Sau ceva, o talpă ortopedică, ceva să mă înalțe un pic, care arăta mai bine. Dar ca idee, în felul ăsta arată pe mine. Materialul, să știți că este elastic, se întinde binișor și e foarte opac. Nu trebuie jupă, nu trebuie nimic. Foarte bine, iar acum o am cu sutien și poate vedeți că aici în zona pieptului este o încrețitură, iar pe umeri sunt așa niște volănașe. Foarte drăguță și să știți, în stoc, dacă vă place, o găsiți acolo. Mă simt prost de fiecare dată când vă arăt lucruri și după aia îmi scrieți că, oh, dar știi, nu mai e în stoc, s-a vândut. Pentru că intenția mea nu e nicio formă asta și chiar zilele astea am primit o mulțime de mesaje de la voi săptămâna trecută legate de jacheta aia de piele de la Zara pe care v-am arătat-o, aia din colecția de studio, care e vândută de când hău și îmi scriați că ce ne facem că nu mai găsim. Și nu am, n-am de unde să scot că vi le-aș da eu. O să inserez și cu ea pe aici o imagine, dar dacă o găsiți, v-am mai zis, aia este, nu știu, cea mai frumoasă jachetă pe care am avut-o eu vreodată. Și sper că în cazul în care mai vedeți chestii care vă plac la mine să nu mai fie cazul de așa ceva. Prin urmare, vi le arăt la cald, deci asta este în stoc la momentul de față. Îmi pare ideală pentru vară, e chiar minunată și uite așa. Ar fi din lateral. Vă rog, faceți abstracție de cei pe jos pe acolo, pentru că evident sunt în avalaje, hârtii și toate cele, tot ce am de socot acum. Și vă prezint așadar spațiul meu de lucru pentru această minunată seară. Aici avem un anumit Eugen, laptop, avem și o găleată să spălăm în cazul în care este necesar, un băiețel care e foarte cu minte și acolo voi sta eu. Spuneți voi, ați văzut vreodată în lumea asta un spațiu de lucru mai tare de atât? Nu cred. De pe closet, nu neapărat eu pe closet, dar laptopul este exact acolo. Am și cafea, nu știu dacă vedeți aburul, că iese din partea respectivă și încă mai sunt câteva ore de lumină, deci mai durează nițeluș. Ah, și mi-am pus și, uite, ce am făcut mai devreme, o măgă, nu știu cum, și sunt cu, da, puiule, acum îți dau. Sunt cu antibioticul lui în mână, nu știu dacă vedeți acolo pastiluța, că trebuie să o ia. Am sunat și la veterinar să-i fac programare, mâine mergem la ecografii. Așa că ar trebui să fie ok. Sper, până una alta. Astăzi, din ce văd, nu prea am mâncat. Iar mâine mi-a zis, mă rog, asistenta, cred că cu ea am vorbit, să am grijă să nu mănânce nimic, pentru că mâine vom face ecografiile și să am grijă să nu mănânce nimic. Și uite, chiar și acum când îl mângâi și mi se duce mâna, știți cum? Uite, așa îmi face pe șirea spinării. Asta este. Dar nu mai fi mult. Acum, dacă ne asigurăm că e ok și cu ecografiile acolo, ar trebui să fie în regulă și să socializeze și sper să-l ajute și asta pe mai departe, odată ce îl voi pune în comun cu ceilalți broscoi. Dar deocamdată, hai să vă arăt cum îi dau, mă, puiule, mă, o să ajută lângă mine aici, să vă arăt cum îi dau pastila. Ia, să vă dau pe voi nițeluș mai jos. Nu că ar fi ceva prea fascinant în toată ecuația asta, dar poate vă faceți o idee asupra relației pe care o avem. Îi vedeți urechiușele? Puiule, ia, hai să le arătăm noi la fete și la băieți cum iei tu pastiluța. Este un pic forțat gestul, dar așa mi-a fost indicat și n-am cum altfel, pentru că pisându-i-o și punându-i-o în mâncare, există posibilitatea să n-o pape. L-auziți cum întoarce? Da, mă, pui, mă. Ia să vedem, știu că nu-ți place. Nu avem ce să facem. Hai, bravo, 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 nu scuipa. Bravo, puiule. Bravo, mama, bravo. Gata, a luat-o. Gata, nu mai avem. După asta mai sunt câteva pastiluțe și terminăm cu antibioticul. Doamne, puiule, haide, vii să stai pe mine? Vii să stai pe picioare aici? Uite așa. Mi s-a așezat pe picioare până în alta. Are anumite zone ale corpului pe care în momentul în care le ating, pare că îl deranjează. Cred că, și sper să mă înșel, cred că are un fel de
tumoare, abces, nu știu, cred că e o chestie pe undeva pe la coadă, s-a dus la nisip acum. Cred că ar fi ceva pe acolo, dar nu sunt în măsură să judec chestia asta și probabil că o să vedem mai multe odată ce rezolvăm cu ecografia, că îl și doare, știți, când îl ating acolo, miaună, nu m-a zgâriat niciodată, n-a mușcat, deci n-are niciun fel de reacție agresivă, n-are un os agresiv în el. Și sper să rețină chestia asta, pentru că vă mai ziceam eu și cu Lemo când am adus-o, cât de mult s-a schimbat. Ia, să-l și vedeți. Cât de mult s-a schimbat Lemo din primele zile comparat cu ceea ce este acum. Deci eu am zis după prima zi că nu apucă pe cea de-a doua. Era atât de cuminte, atât de letargică, atât de fricoasă și de panicată, încât eu mă gândeam că este super bolnavă și că nu o să apuce și iaule ce mă fac, o să moară la mine. Dar n-a fost cazul, adică s-a pus ușor, ușor pe picioare, a început să mănânce bine de tot și acum, în afara faptului că Poporul face de boala copiilor, adică la leargă, ea e șefa lui, este cea mai energică dintre toate vietățile pământului. Stați așa că mă sună mama. Alo! Eu studei. Mai gândește-te, dacă îți mai trebuie ceva, zi-mi, ca să știu. Să le iau din timp. Da, da. Ce pensule? De ochi, de față, de care? Mama mea, da. Extraterestra. Am uitat să vă povestesc o chestie azi dimineață când vorbeam cu voi. Menționasem ceva de o pisică. La ai mei. Una dintre pisicuțe, pe numele de scenă Floricica, avea pui în burtică și știam că trebuie să fete, adică toată lumea a amenajat-o, a stat mai mult în casă, cineva sapă, a stat mai mult în casă, a primit mâncare mai multă, mai bună, adică a fost în principiu îngrijită mai bine decât ceilalți în ultima vreme, tocmai pentru că știam că are puiuți. Și a fătat acum câteva zile unul singur, care a și murit la câteva ore. Și problema este că nu o găsim. Adică a fătat, a lăsat puiul și a fugit. Și nu dăm de ea. Și evident că sunt gândurile cele mai sumbre, că o fi murit și ea, că ce s-o fi întâmplat, că o fi pe undeva bolnavă. Evident că a căutat-o toată lumea, eu nu că sunt aici, dar evident că ai mei au căutat-o pe peste tot, au întors tot curte, casă cu fundul sus, dar nu este. Nu este și nu este. Și era micuță, era pui, o pisică tânără, foarte tânără, în niciun caz ce bătrânel am eu aici, care este în plin proces de creație, dar să vedem, când mă duce. Nu cred că îl duc pe Eugen chiar atunci. Bine, să vedem ce se mai întâmplă. Trebuie să vedem dacă suntem ok cu analizele și toate cele. Deci va mai sta la mine. Dar cert este că, momentan, o pisică este în minus la ai mei. Și e de nașpa. Că n-am fi vrut să pățească nimic și chiar mă super entuziasmasem cu pui și eu și mama. Că avem pisici în majoritate mature, știi, dacă sunt ăia mici, normal că sunt mai drăgălași, cu toate că eu nu resping pisicile mature, după cum îl vedeți și pe ăsta, că nici nu știu câte zile mai are de trăit. Dar sunt de acord că puiuți fiind, sunt adorabili și ți-e mai mare dragul de ei. Asta este încă o problemă cu adopțiile, că după ce că se adoptă atât de rar pisicile care nu sunt de rasă și am mai discutat asta, dacă mai sunt și bătrâne, cu atât mai puțin n-au niciun fel de șansă sau prea puține șanse să aibă zile frumoase, liniștite și bătrâneți ok, cât de cât. Așa că acum că nu mai e nici Floricica și poate o vom găsi, nu sunt nici pui ăia, e o tristețe mare pe capitolul ăsta, dar sper cumva ca, nu știu, universul să echilibreze balanța și să-i fie bine bolovanului de lângă mine. Și ultima chestie pe care vreau să vă zic, după care încheiem și încep să lucrez și eu. Știți că v-am zis tot în daily-ul trecut de acel circul cu pachetul, că nu găsesc, că dacă n-am vorbit, deci am făcut, evident, reclamație. Am vorbit cu DHL România, am vorbit cu DHL Olanda, că de acolo e trimis pachetul. Am vorbit cu Vestiar Colectiv, am dat toate facturile posibile, toate indicațiile. Toată lumea e în alertă pe subiectul ăsta. Acum eu nu știu ce înseamnă în alertă, că habar n-am ce fac ei acolo, dacă într-adevăr se ocupă de cazul meu sau e doar în pix. Că îmi imaginez că mai sunt multe alte probleme de genul ăsta, dar
Cert este că am semnat declarații, m-am pus să scriu declarație de mână, să zic acolo că n-am primit pachetul, deși tracking-ul arată clar că pachetul ăla nu s-a mișcat deloc. Dar am scris acolo că eu subsemnată, legitimată, nu știu cum, eu, membrii familiei, vecini, nimeni nu a primit acest pachet. Deci, practic, ei mă pun să demonstrez că eu n-am primit ceva. Ok. Ceea ce e puțin complicat, trecând de tracking-ul care clar spune el chestia asta. Și mai departe, aștept, mie îmi pare rău, în primul rând, de rochie de ce conținea pachetul, că nu-mi fac probleme că nu mi-aș recupera banii ăștia de la vestiar. Eu v-am zis, am avut numai experiențe bune cu ei. Am auzit tot felul de păreri și voi mi-ați spus când am făcut clipul ăla în care vă povesteam fix despre vestiar, că i-am făcut clip dedicat, mi-ați zis și voi că, băi, pentru mine n-a fost chiar bine. Și m-a surprins, să știți, m-a surprins maximum, pentru că eu de când îi iau și sunt ani de zile de când tot comand chestii second hand de la ei, n-am avut niciodată probleme. Nu, adică nu la modul ăsta. A, că vânzătorul a zis că vinde o rochie în condiție foarte bună și ea de fapt era condiție bună, asta e partea a doua. Dar dacă a fost de, nu știu, ceva, să-mi dea banii înapoi sau o comandă anulată, de fiecare dată mi-au trimis și un voucher mic acolo ca să se revanșeze față de mine. Am avut experiență ok și cu ăștia de la relații cu clienții, cu customer service. Acum, la fel, am vorbit ok cu cine mi-a preluat cazul și nu fac probleme că nu mi-ar da banii înapoi, că nu mi-i recuperez, că eu sunt pe cubitul până la urmă. Dar mie îmi pare rău de aia, de rochie, că era atât de frumoasă și încă mai aștept să văd. Eu tot sper, în interiorul meu, eu tot sper, deși sunt, cred, 3 săptămâni de când se petrece chestia asta, dar eu tot sper că poate găsesc undeva pachetul și o primesc. Și încă mai aștept, înainte de a vă arăta cât de frumoasă era, că sigur v-ar fi plăcut sau v-ar plăcea, mai stau puțin și pun niște lăpuțele strânse acolo ca universul să comploteze în așa fel încât să ajungă la mine într-un final. În orice caz, fetele, băietele, mă apuc de treabă, închei aici daily vlogul ăsta cu prezența de scenă a simabilului Eugen, care, da, mama, tu iubire, care sperăm să se facă bine, hai, vină încoace, hai, urcă-te pe mine. El lângă mine, da, pulule, care sperăm să se facă bine, să își revină, să fie sănătos și să ne încânte cu mieunatul lui și cu zâmbetul lui cuțeritor, mai ales ăla de jos, mulți ani de acum încolo. Puiule, poți să te ridic un pic? Poți să te ridic un pic să vadă fetele și băietele? Ia uite! Ia uite-ți are mamaița! Ia uite-ți băiețel! Da, iubitule, haide, vii să te așezi pe mine? Da, pui, da, ia! Da, pui, uite! Mulțumesc tare mult că v-ați uitat și vă aștept și data viitoare, duminică, vom avea un vlog video nou. Și dacă aveți idei, vă aștept acolo în comentarii. Pupicios multos, vă pupă Eugen și așteptăm îmbrățișări multe și pupici de la voi, că are nevoie sărăcuțul să se simtă iubită.